o emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. Bine v-am găsit, dragi telespectatori, și la mulți ani tuturor celor care poartă nume de Florii. Astăzi creștinii sărbătoresc Duminica Florilor, cea mai importantă sărbătoare care vestește sosirea Sfintelor Paști. Și pentru asta am alături de mine un invitat special care ne va vorbi despre sărbătoarea Florilor, dar și a Învierii Domnului. Pe de altă parte, în contextul actual, marcat de violență și multă suferință în Ucraina, vom discuta și despre ajutorarea refugiaților care tranzitează România sau rămân aici pentru o vreme. Ce face Biserica Ortodoxă Română? Și cum se implică voluntarii, de asemenea și oamenii, cu inimă largă, și ei fac asta pentru că au sărit în sprijinul Bisericii Ortodoxe Române. Vom afla totuși toate aceste date imediat de la invitatul meu. Rămâneți cu noi, revenim! Am revenit, dragi spectatori. Alături de mine în studio este domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Bine ați venit, domnule Vasile Bănescu, în emisiunea Prin Tribunale ca prin Viață. Bine v-am găsit. Nu mă simt chiar ca la un tribunal, mă simt oaspetele unei echipe pe care mă bucur să o salut. Sunt prima dată la televiziunea dumneavoastră, îmi face multă plăcere. Și desigur profit de ocazie să transmit și eu un călduros la mulți ani tuturor celor care astăzi, într-o zi atât de importantă, își sărbătoresc onomastica. Dumneavoastră aveți un sărbătorit în familie sau prieteni? Prieteni, da. Am chiar un bun coleg și prieten, îi transmit și lui la mulți ani. Evident, e o sărbătoare uriașă din punct de vedere al semnificațiilor teologice, creștine, contextul istoric în care s-a consumat evenimentul intrării lui Hristos în Ierusalim este și el foarte important. E bine să știm de la început că Duminica Floriilor este sintagma care conține numele popular al acestei sărbători. Floriile, sigur, ne duc cu gândul la flori. Vine numele acesta de la cuvântul latinesc Florilia, care însemna pe vremuri la romani o sărbătoare a florilor, un nume împrumutat și în spațiul creștin. Dar conținutul ei, al acestei sărbători, îl constituie un eveniment decisiv, un eveniment uriaș în istoria mântuirii, așa cum este ea numită în spațiu creștin, adică e vorba de evenimentul intrării lui Hristos împreună cu apostolii săi în Ierusalim, în cetatea Ierusalimului, în anul 33. Contextul istoric a fost următorul. Hristos s-a apropiat de Ierusalim, întrucât el timp de 3 ani și jumătate a peregrinat prin întregul Israel, încercând să transmită mesajul său cât mai multor oameni, dar la apropierea Paștelui Iudaic, care se sărbătorea și se sărbătorește și astăzi, în ziua de 14 Nisan, Nisan fiind luna aprilie, apropiindu-se Paștele Iudaic, Iisus însuși fiind evreu și apostolii săi de asemenea, s-au apropiat de Ierusalim, dorind să intre, să ajungă la templul din Ierusalim, înainte de această mare sărbătoare iudaică. De acest eveniment al intrării lui Hristos în Ierusalim, se leagă, ca fiind foarte important, un alt eveniment petrecut cu o zi înainte. Creștinii știu că înainte de Florii, există sau se face pomenire de învierea lui Lazar, una dintre marile minuni pe care le-a făcut Hristos. Această minune îl are ca subiect pe un prieten al său. Se spune că acest bărbat Lazar era un apropiat al lui Iisus. El avea 2 surori, Marta și Maria. Toate aceste 3 personaje ocupă un loc special în Evanghelie. Iisus primește vestea că Lazar a murit. Da. Este o veste care îl cutremură, e pentru prima dată în Evanghelie când ni se spune că Iisus a lăcrimat, deci a fost impresionat de moartea prietenului său și a pornit spre Betania, o localitate de lângă Ierusalim, unde trăia această familie compusă din cei 3 frați. Acolo are loc această minune copleșitoare, pentru că nu e vorba de o înviere obișnuită. Iisus mai înviase
două persoane, da, cel puțin două menționate în Evanghelii, dar Lazar murise de câteva zile în momentul în care Iisus ajunge la mormânt. Și le liniștește pe cele două surori, spunându-le că Lazar va reveni la viață. Evident că se adună multă lume, la evenimentul acesta avem foarte mulți martori oculari. Cert este că Iisus îl cheamă pe Lazar din morți. Se apropie de mormânt și rostește celebrele cuvinte: Lazare, scoală-te, vino afară. Și în ochii a zeci de persoane care erau adunate acolo, întrucât Iisus de obicei era urmat de mulțimi pe unde trecea, deja trecuseră 3 ani de activitate, era foarte cunoscut în spațiul iudaic, acest om care murise de câteva zile și care intrase în descompunere, pentru că una dintre surorii spune lui Iisus, care o încurajează și spune că Lazar va reveni la viață, îi amintește că a murit și că deja miroase, era deja în descompunere. De aceea această minune e copleșitoare. Da, exact. Iar Lazar, după rostirea acestor cuvinte ale lui Iisus, iese îmbrăcat în giulgiul în care era înfășurat orice om care murea în Israelul vremii, era și legat la picioare și la mâini, dar se târăște afară. E vorba de o minune care, evident, copleșește și în același timp scandalizează autoritățile evreiești, care erau și ele prezente și care deja văd în Iisus un personaj care poate influența masele periculos de oameni. Da, da. Periculos pentru autoritatea lor, exact, întrucât ele nu-l recunoșteau ca fiind un profet autentic, dar minunea aceasta era incontestabilă. Da. Am ținut să fac această introducere pentru că cele două lucruri se leagă. Iisus va pleca din Betania spre Ierusalim, având deja în spate această minune despre care se duce vestea în Ierusalim. Da, 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 exact. Lumea din Ierusalim află că un mort a fost înviat, ceea ce, evident, întotdeauna este de necrezut. Da. Așadar, intrarea lui Iisus în Ierusalim este evenimentul precedat de această mare minune. Renumele lui Iisus deja îl precede, ajunge înaintea sa în Ierusalim și așa se explică faptul că oamenii care îl însoțeau din gură în gură vestesc că Iisus se îndreaptă spre Ierusalim. Da. Și așa se explică prezența mulțimii la porțile orașului, care deja aflând de această minune, coroborând informația respectivă cu alte minuni pe care Iisus le săvârșise, începe să identifice în el pe acel Mesia pe care poporul îl aștepta. Da. Toată istoria poporului evreu este marcată de această idee mesianică. Li se promisese prin profeții lor, care au fost foarte importanți ca personaje în istoria lor, o eliberare. Din păcate, conceptul de Mesia, de-a lungul istoriei lor foarte zbuciumate, fragmentate, trecuseră prin foarte multe robii. Acum, de exemplu, în anul 33 se aflau sub stăpânire romană, un jug pe care îl suportau foarte greu, doreau să se scuture de el, erau supuși, erau înrobiți cumva Imperiului Roman. În acest moment, conceptul de Mesia se politizase foarte mult. Aș spune că imaginea generală despre Mesia coincidea cu imaginea unui eliberator militar, cineva care să preia conducerea unei revolte, deci un Mesia militar și politic. De aceea mulțimea care îl întâmpină pe Iisus la intrarea în oraș îl aclamă cu un cuvânt: Osana, Osana, întru cele de sus. Aceste cuvinte fac parte dintr-un psalm mesianic care fusese compus pe vremea Macabeilor, niște regi care luptaseră pentru libertatea poporului evreu, îi smulseseră dintr-o altă robie mai veche și care acum, iată, aceste cuvinte sunt asociate cu Iisus, în care oamenii simpli ai străzii, ai vremii, văd în el pe posibilul Mesia eliberator. Așa se explică aclamațiile mulțimii și primirea sa ca un împărat, se și spune. Însă apare, dacă îmi permiteți mai adaug doar atât acum, apar niște elemente
care ar fi trebuit să-i pună pe gânduri. Acest Mesia, el era într-adevăr Mesia, doar că Mesia autentic niciodată n-a fost gândit în planul lui Dumnezeu ca un Mesia militar, ci ca un eliberator spiritual, ca fiul al lui Dumnezeu care vine în lume să ofere eliberare de sub robia păcatului, nu de sub robia politică, care putea fi una sau alta. Dar, cum vedem și în această icoană, dacă se vede și se spune în textul biblic, Iisus nu intră călare pe un cal alb, pe un armăsar nărăvaș, pe un cal maestuos, intră călare pe un asin, pe mânzul asinului, cum se spune într-un text biblic. Adică pe un animal înrudit cu măgarul, este practic vorba de un animal modest, un animal de povară, un animal folosit la muncile și la transportul, mă rog, uzual în vremea respectivă, pe un asin, pe mânzul unei asine, adică pe un animal care nu mai fusese încălecat. De ce e important acest lucru? Iisus transmite prin asta că nu e un rege politic, că nu e un comandant militar, deci asta este care niciodată n-ar fi încălecat un comandant militar, un animal atât de blamat și de nespectaculos, ca să zic așa, de șters. Dar se spune că apostolii au pus pe spatele acestui animal asin hainele lor, Iisus încalecă pe el, lumea care poartă, se scrie în textul biblic, ramuri de finic. Finicul era un arbore care creștea în Israel, nu neapărat de sălci cum purtăm noi. Noi aici avem sălci, în Israel existau alte plante, frunze de palmier, flori ale câmpului, sunt aruncate, oamenii veniseră cu ceva în mână, așa cum mergem cu toții unde cândva la o manifestație purtând ceva în mână ca simbol. E bine, intrarea lui Iisus în Ierusalim se petrece în felul acesta și nu altfel, pentru că există o profeție făcută de profetul Zaharia cu sute de ani înainte de acest eveniment, care descrie aproape ad literam această scenă. Deci Iisus intră astfel și este într-o astfel de scenă pentru că el împlinește o profeție care se făcuse despre el. Așa se explică amănuntele, elementele acestui tablou al intrării lui Iisus în Ierusalim. Aceasta este sărbătoarea și ea e importantă pentru că ea declanșează, și o să vorbim poate despre asta, evenimentele săptămânii numită a Sfintelor Pătimiri. Da. Deci, în zilele următoare, ulterioare intrării lui Iisus în Ierusalim, asistăm la precipitarea unor evenimente despre care poate vorbim. O lecție autentică, aș putea să spun, a ținut domnule Vasile Bănescu. Îmi cer scuze, acum, în fața că a fost foarte lungă. Nu, dar a fost foarte bine și ați văzut că nu v-am întrerupt, pentru că sunt lucruri pe care, e adevărat, noi, cei care nu avem cunoștințe așa de bogate pe latura aceasta, poate ne mai uităm din când în când la celebrul film Iisus din Nazaret și povestim, da, și povestim dumneavoastră, parcă revedeam scenariile respective din acel film atât de bine pus în scenă, cum s-ar spune. Da, superb. Da, foarte, foarte bun și ce povesteați chiar se întâmplă în acel film. Deci, ca să înțelegem, revenind la ramurile acestea de salcie, ele semnifică într-un fel sau altul intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, da? Și ce facem noi? Deci mergem la biserică, acele flori care ni se vor da, le aducem acasă. Asta pentru că poate sunt telespectatori care vor să știe. Sigur. Și eu vreau să știu ce faci cu ele și mai ales pe ce se usucă. Întotdeauna în spațiul acesta al reflecției religioase, ce simbolizează ce ceva? Simbolizează, întrebarea, ce simbolizează ramurile de salcie? Ce simbolizau florile, ramurile de palmier sau de finic ale celor care l-au întâmpinat pe Iisus? În cazul respectiv, simbolizau firește bucuria, ofranda pe care acei oameni simțeau nevoia să o aducă celui pe care îl considerau Mesia, eliberatorul, cel promis de Dumnezeu în istoria lor. S-a dovedit a nu fi Iisus un Mesia politic și un Mesia militar și el chiar transmite lucrul acesta. Revenind la întrebare însă, ce semnifică pentru noi aceste flori, aceste ramuri pe care le purtăm în mâini de flori, ele semnifică
virtuțile pe care se presupune că le acumulăm în perioada de post care precede această Duminică a Floriilor. E vorba de aceste săptămâni ale postului pe care le-am parcurs. Ce este postul? Este firește un drum spiritual, ascendent, pe care urcăm treaptă după treaptă, fiecare după măsura sa, pentru că postul nu este constrângător, postul nu este o obligație, postul trebuie să fie perceput de noi ca o mică jertfă pe care o facem și noi, o pregătire din punct de vedere spiritual, sufletesc în primul rând, dar nu numai, că suntem și trup și suflet, pentru a ne apropia cât mai îmbunătățiți, și cuvântul e important, de întâlnirea cu Iisus cel Înviat. Deci florile, ramurile acestea simbolizează virtuțile. Ce înseamnă virtuți? Înseamnă niște daruri morale, spirituale. Da, da. De exemplu, blândețea este o virtute. Bunătatea. Dacă suntem mai blânzi în timpul postului cu ceilalți, dacă nu-i mai bârfim atât de mult, dacă nu-i mai certăm, da, e deja o virtute să fii blând. Milostenia, mila, da, dreptatea, toate aceste lucruri, ca să nu mai vorbim de dragoste, de credință, de speranță, da, virtuți cardinale, da, da, ele se presupun sau trebuie să presupunem că pot fi dobândite în această perioadă în care ne străduim să fim cu adevărat mai buni. Acesta e rostul postului. Știți ce aș vrea să vă întreb? Deci, ca să ajungem la o concluzie pe latura aceasta, ziua intrării în Ierusalim, așa cum a spus, a fost ziua bucuriei. Astăzi, venind, dreptându-ne către, mai avem o săptămână, de fapt, astăzi, da, și toată săptămâna care va urma, care ar fi motivele pentru care ar trebui să ne bucurăm astăzi? Se mai păstrează aceleași valori despre care vorbeați mai devreme? Motivele sunt unele legate de faptul că noi nu comemorăm ceva îngropat în istorie. Noi când mergem la Biserică de Flori, cum am făcut astăzi, da, ne-am bucurat firește pentru că am intrat în ceea ce se numește timp sacru, timp al sărbătorii în care un eveniment este actualizat. Mircea Eliade vorbește despre actualizarea, despre trăirea concretă, personală, la nivel sufletesc, a unei bucurii, bucurie izvorâtă din întâlnirea cu persoana sărbătorită. Cei care au credință, cei care merg de flori la biserică și poartă o ramură în mână, o ramură binecuvântată, sfințită în biserică, firește că gândul lor ar trebui să-L întâlnească pe Iisus, Cel care a intrat în Ierusalim. Deci, motivele de bucurie sunt cele legate de întâlnirea cu Hristos ca persoană care a spus-o El însuși, sunt cu voi în toate zilele. Le-a spus apostolilor și prin asta ne-a spus-o și nouă. Hristos e o prezență, iar șansa noastră în calitate de creștini este să-L facem pe Iisus contemporan cu noi, adică să ne gândim la El ca la un contemporan, nu ca la o persoană care a trăit în secolul 1 și care a rămas undeva îngropat în istorie. În asta constă viața creștină, în actualizarea unui tip de trăire foarte profundă, reală, care se consumă în întâlnirea cu Iisus. Dar cum evaluați psihologia mulțimii, în sensul că astăzi, cum a fost, da, te proclamă, mâine te răstignește? Fără îndoială, raportându-ne și la zilele noastre. Întrebarea aceasta se impunea, cum se explică că această, da, mulțime care îl aclamă pe Iisus, exact, la intrarea în Ierusalim, doar peste câteva zile, practic în vinerea următoare, pe care noi o numim Vinerea Sfintelor Pătimiri, da, cere răstignirea Lui. Dezamăgirea acestei mulțimi, mulțimele sunt foarte ușor și de amăgit și de dezamăgit. Așa sunt mulțimile. Ele nu pot reflecta, nu pot articula un act de gândire. Mulțimile sunt ușor impresionabile, sunt ușor influențabile. Această mulțime din Ierusalim e foarte dezamăgită să vadă că Iisus, pe care îl credeau Mesia, Eliberatorul, ajunge să fie arestat joi seara, ajunge să fie încătușat, ajunge să fie condamnat la moarte și când Pilat din Pont, guvernatorul roman prezent în Ierusalim, conform unei tradiții iudaice de Paștele evreiesc,
dorește să elibereze un prizonier pe care îl avea atunci în temnițe, le dă de ales acestor oameni între Iisus din Nazaret și un om care omorâse la rândul lui niște oameni, era un revoltat, era, se pare, un membru al formațiunii zeloților, niște oameni care luptau împotriva romanilor cu cuțitul în mână, și atunci mulțimea îl preferă pe acel om grosolan, violent, doar pentru că lupta împotriva romanilor, și cere condamnarea la moarte a unui om pe care îl consideră slab, care i-a deziluzionat, care le-a înșelat așteptările și care era Iisus din Nazaret. Mulțimea aceasta decide într-adevăr și se înșeală profund pentru că nu înțelege un mesaj pe care evident Dumnezeu l-a livrat în istoria lor, dar l-a livrat într-o cheie pur spirituală. Dumnezeu nu se implică în zona politică. Dumnezeu nu s-a întrupat, n-a venit în lume ca să facă politică. A venit în lume pentru a da lumii o cale care nu poate fi decât de natură morală, spirituală. Dar lumea și azi înțelege mai greu lucrul acesta. Preferăm soluții imediate, preferăm lucrurile foarte concrete. Nu ne străduim suficient să creștem lăuntric, cum ne invită Hristos să facem. De asta mulțimea a cerut asta. Dar de ce credeți, domnule Vasile Bănescu, că totuși oamenii nu au acele trăiri pe care ne-am fi dorit să le aibă raportat la tot ce ați povestit și ceea ce se știe, că asta e adevărul, cum să-i spun, nu istoric, religios sau cum să-l cataloghez. Da. Îmi cer scuze, chiar pe latura aceasta și pentru mine este o lecție autentică ce facem noi acum, și din tot ce ați povestit tind să cred că poate nu este întâmplător și începând poate de mâine sau într-un viitor apropiat să mă îndrept mult mai, sau să-mi îndrept fața mult mai mult către Dumnezeu, către biserică, nu știu. De asta îmi doresc și sper ca religia în școli să fie în permanență, da, și părinții să fie de acord cu asta, copiii să meargă și să aibă cultură pe... Da, pentru că viața noastră are și o orizontală pe care nu o disprețuim, e viața noastră, ca să spun așa, materială, da, da, căreia nu-i întoarcem spatele, nu o disprețuim, dar are și o verticală. Omul e o ființă capabilă să trăiască și vertical, să-și ridice privirea și spre sus. Unul dintre sensurile cuvântului Adam este și acesta de a privi în sus. Omul poate privi în sus, își poate ridica privirea, gândul, mintea spre lucruri superioare, despre care vorbesc toți gânditorii lumii, toate filozofiile lumii. Deci noi nu suntem creați să ne zidim, să încremenim într-o orizontalitate a satisfacerii exclusive a poftelor trupești, care și ele sunt firești și așa mai departe. Suntem persoane și spirituale. Ori Dumnezeu vine în lume, vorbim de Iisus, vorbim de aceste sărbători, vorbim de lucruri foarte rafinate, tocmai pentru că avem nevoie și de ele. Cine alege să se îngroape doar în lucruri grosiere, în lucruri strict materiale, va ajunge foarte ușor la un tip de dezamăgire, de sațietate, de depresie, îmbătrânește acrit, își pierde seninătatea odată cu bucuriile la care are acces de-a lungul vârstelor succesive, dar încă nu cele ale bătrâneții. De asta importantă e și verticala, iar sărbătoarea ne orientează pe o verticală. Da, important e să avem credința permanent, nu doar de sărbători și atât, sau pe de altă parte, eu am mai văzut oameni care, și chiar și în vârstă, care merg la biserică, dar nici nu ies bine din interiorul bisericii și răutatea sau vorbele, nu știu, nu se comportă. Da, asta arată că n-au înțeles nimic și că asta nu înțeleg, au adică trecut degeaba sunt pe oameni, acolo. Da, care merg la biserică, dar totuși uită tot ce învață, văd, nu știu. Da, pentru că asta ne aduce aminte de cuvintele lui Iisus, care le spune autorităților religioase evreiești, nu cel care îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Adică dacă trăirea noastră, de fapt dacă
religiozitatea noastră se mărginește doar la cuvinte rostite cu buzele și netrăite în inimă și care nu ne schimbă viața, firește că aceste lucruri sunt egale cu zero. Da. Nu ne mântuim prin formalisme, prin ritualisme. Sau merg la biserică să mă bat de lumea? Și una dintre patologiile credinței contemporane este dimensiunea ei de tip magic. Adică oameni care cred că mergând la biserică își rezolvă niște lucruri bifând o listă de rugăciuni pe care le rostesc acolo și pe care le va împlini Dumnezeu. Da. Nu! Angajarea noastră în relația cu Dumnezeu trebuie să fie una amplă, una profundă, exact, care să ne mobilizeze lăuntric, să facem noi lucrurile pe care vrem să ni le facă alții, cum spune tot Iisus. Săptămâna aceasta, patimilor, este bine să ținem post, nu? Este săptămâna cea mai intensă din punctul de vedere al postului, al postirii. E o săptămână în care, într-adevăr, și primii creștini posteau foarte accentuat, pentru că e o săptămână în care fiecare zi conține un eveniment important din viața lui Iisus în Ierusalim. Luni, de exemplu, în prima zi a săptămânii, Iisus va merge la templu din Ierusalim, unde e scandalizat să vadă sterilitatea trăirii religioase a vremii. Este scena în care el răstoarnă tarabele vânzătorilor și schimbătorilor de bani, care își aveau rolul lor, așa funcționa templul din Ierusalim. Este ziua în care blesteamă un smochin pe care îl găsește fără roade. Simbolic asta arată că Dumnezeu practic deplânge și respinge o viață fără roade. Dacă rămânem uscați, dacă nu rodim fapte frumoase, dacă nu devenim noi mai frumoși, înseamnă că nu suntem în ordine. E un fel de lecție pe care o transmite Iisus. Marți, deja lucrurile se intensifică. El rostește o celebră parabolă a unei vii pe care a sădit-o un stăpân, spune, și a lăsat-o în grija unor arendași. Și din timp în timp, acest stăpân trimitea la via respectivă pe câte un slujitor al lui ca să vadă cum merg lucrurile și așa mai departe, dar toți acești trimiși erau omorâți, până la urmă îl trimite pe fiul lui, crezând că are mai mare autoritate, dar și acesta e omorât. E o prefigurare prin această parabolă a lui Dumnezeu care are grijă de poporul lui, sădește via, adică revelația pe care o oferă poporului evreu și trimite pe profeți care să îndrepte pe acești oameni. Îl trimite chiar pe fiul lui, pe Iisus, dar toți sunt respinși. Iisus încearcă să le deschidă ochii acestor oameni chiar în ultimele zile înainte de arestare. Deja miercuri, în miercurea din săptămâna Sfintelor Pătimiri, adică miercurea viitoare, asistăm deja la începutul creșterii în Iuda a gândului trădării. Iuda, acest apostol, e dezamăgit să vadă că, într-adevăr, Iisus nu e un Mesia politic, cum credea și el că ar putea fi. Și dezamăgit, acceptă să intre în tratative cu autoritățile de la templu, nu romane, ci evreiești, care pun ochii pe Iisus și doresc eliminarea lui, pentru că lumea deja vorbea, se scandalizau. Ce e cu el? E Mesia? Nu e Mesia? Da. Unii erau pro, alții contra. Iisus ajunsese un punct de dispută în societatea Ierusalimului vremii respective. Iar joi, Joia Mare, poate o să mă întrebați de această zi, numită Joia Mare, nu întâmplător, este ziua în care are loc cina cea de taină. Iisus împreună cu apostolii săi merg într-o casă cu foișor, se spune, unde servesc cina, iau cina în seara respectivă. E o cină neobișnuită în care Iisus inaugurează ceea ce noi numim Sfânta Împărtășanie sau Taina Sfintei Euharistii, spunându-le că când ia pâinea în mână și o frânge, acesta e trupul meu, ceea ce arată că în realitate în Împărtășanie e vorba de el, un simbol, și cupa de vin, spunând acesta e sângele meu, aceasta să o face spre pomenirea mea. Așadar, noi când ne împărtășim, ne împărtășim chiar cu Hristos. E o taină, fără îndoială, e o taină care funcționează în zona credinței.
nu ne împărtășim cu pâine și vin, că așa ne-am putea împărtăși la bucătărie. Nu e vorba de asta, e vorba de această taină a transformării pâinii și vinului în trupul și sângele lui Hristos. De la cina cea de taină, Iuda va ieși și evanghelistul spune că l-a înghițit noaptea, era întuneric, a plecat de acolo, pentru că Iisus deja spune că cineva îl va trăda și merge și îl trădează pe Iisus, le spune practic autorităților unde îl pot găsi să vină să-l aresteze. Și asta se întâmplă în grădina numită Ghetsimani, pe muntele Măslinilor, unde Iisus, plecând de la cina cea de taină, cu apostolii merge să se roage. Acolo are loc arestarea lui Iisus, acolo are loc scena trădării, pentru că Iuda vine în fruntea grupului de oameni înarmați ca să-l aresteze pe Iisus și ceva foarte mișcător, Iisus îi spune: prietene, prietene, cu o sărutare mă vinzi tu pe mine? De ce cu o sărutare? Pentru că acesta era consemnul. Iuda le spune ostașilor, care nu știau pe Iisus între apostoli, nu-l mai văzuseră: mă duc și cel pe care îl voi săruta, acela să știți că este Iisus. Ce, sunt cuvinte cutremurătoare: cu o sărutare mă vinzi tu pe mine? Tu care mi-ai stat alături 3 ani de zile, acum folosești simbolul prin excelență al dragostei, sărutul, ca să mă trădezi? Și îi spune: prietene, în viziunea mea și evident nu doar a mea, e o ultimă încercare a lui Iisus de a-l face pe Iuda să se pocăiască. Iuda și atunci se putea salva dacă i-ar fi părut rău, dar în loc de asta alege să se judece pe sine foarte aspru și doar peste o zi se va spânzura din cauza remușcării. Deci ratează cumva șansa pe care o are. Urmează scenele biblice cunoscute: arestarea lui Iisus, judecarea lui în noaptea respectivă, brutalizarea lui, scuiparea, baterea, schingiuirea, trece pe la marele preot, este întrebat, că nu-i găseau cap de acuzare, este întrebat: ești tu Mesia? Și el răspunde: da. Adică spune că el este, ceea ce în ochii acestor autorități sufocate de formalism echivala cu o blasfemie. Cum adică poți tu să spui doar te știm cine ești? Cum poți să spui că ești tu Mesia? Toți aveau în minte un alt concept despre Mesia, nu al unui om smerit, atât de modest și de fapt cu un mesaj pur spiritual. Umanitatea a ratat atunci întâlnirea cu Hristos, mai degrabă poporul evreu, care nu a înțeles mesajul oferit de el. Impresionant ce spuneți. Știți la ce mă gândeam, domnule Vasile Bănescu? Poate dacă s-ar vorbi mai des despre toate aceste lucruri, așa pe înțelesul oamenilor în biserică sau atunci când preotul... În biserică se cântă foarte mult. Nici nu știu, probabil așa trebuie. Mai mult decât se vorbește. Și se vorbește prea puțin. Oare dacă s-ar vorbi mai mult și pe înțelesul oamenilor, nu ar fi un pic mai... Pe înțelesul oamenilor, în orice caz, este necesar să vorbim. Da, sesizați o problemă care mă deranjează foarte mult și pe mine. Faptul că nu toți clericii aleg să explice clar despre ce este vorba. Sigur, avem predica, momentul predicii, când ar trebui ca preotul foarte clar să explice aceste lucruri, pentru că noi toți avem nevoie de un tip de informare, de educație în acest sens. Nu toată lumea citește scripturile și nu toată lumea le înțelege imediat. Și mă uit și la tineri. Eu am încercat să o iau pe fica mea și nu are răbdare, pentru că asta a fost ca și replică. Se cântă foarte mult și se vorbește prea puțin. Acum, ritualul bizantin presupune cântările care sunt și ele foarte frumoase. Toate textele cântate sunt la rândul lor frumoase, dar trebuie explicate. Exact. Dacă mai avem timp, doar două cuvinte despre Vinerea Mare. Trebuie să vorbim și despre Vinerea Mare, după care ne mai rămân vreo 10-12 minute, să vorbim puțin despre proiectele atât de bune pe care Biserica Ortodoxă Română, Patriarhia Română le derulează și despre care de multe ori știm prea puțin, pentru că modestia de care dă dovadă Biserica, în general, Biserica Ortodoxă Română, mă refer, dar și celelalte culte,
se observă, ar trebui să se știe, pentru că faceți multe lucruri bune. Cine vrea să afle, găsește. Se documentează. Ne spune Iisus, căutați și veți găsi. Trebuie să și căutăm, pentru că nu e cazul să ne lăudăm public cu ce facem niciunul dintre noi, dar într-adevăr activitățile de care vorbiți sunt reale. Sunt reale, sigur. Sunt absolut reale. În Patriarhia Română funcționează peste 800 de instituții social-filantropice. 800. Peste 800, da? Asta înseamnă la nivel de eparhii, de episcopii, de protopopiate, de parohii. Există structuri mai mari sau mai mici, cantine, case de bătrâni, așezăminte medicale, toate aceste organizații creștine care funcționează și respiră în curtea bisericii contribuie constant la ajutorarea celor sărmani. Știu. Firește că nu e suficient ca să schimbăm România la față și toți să ne simțim brusc mai bine. Dar asta depinde de fiecare dintre noi. Dumneavoastră știu că v-ați implicat de-a lungul activității și în altă zonă decât cea juridică. Deci toți putem face ceva în plus cu condiția să facem voluntariat, să ne apropiem de biserică, care înseamnă nu o instituție administrativă, înseamnă o comunitate de oameni vii, uniți de o credință în Hristos, cel care a fost răstignit într-o zi de vineri. Vreau să vorbim, să nu uităm de răstignire, pentru că este... De aceea este important. Și zi de post, așa. Miercurea și vinerea. Se întreabă unii de ce postim miercurea și vinerea. Miercurea pentru că Iisus a fost practic vândut de Iuda autorităților, deci e o zi practic în care este cumva jertfit, da? Vinerea pentru că a fost răstignit. Răstignirea era cea mai cruntă pedeapsă aplicată în Imperiul Roman, practica era moștenită de la perși, era supliciul prin excelență, dincolo de oribilele chinuri pe care cineva le suporta pe cruce răstignit, bătut în cuie, în mâini și în picioare, omul nu murea pe loc, era lăsat să agonizeze până când se sufoca, întrucât atârnând în cuie, cutia toracică nu mai putea să absoarbă suficient aer și, dincolo de durerile atroce, apărea sufocarea lentă. De aceea, răstignirea e ceva, prin excelență, odios. Dar această pedeapsă era aplicată doar declasaților societății. Adică, dacă erai răstignit, era clar că ești un bandit, un criminal, un om care trebuia să treacă prin acest supliciu pentru că comisese crime foarte grave. Ce crimă comisese Iisus? Evident, niciuna. Dar capul de acuzare acesta a fost blasfemie. Autoritățile evreiești l-au acuzat de blasfemie și au mers cu această solicitare la guvernatorul Ponțiu Pilat, care pentru a nu se crea prea mare vâlvă de sărbători în Ierusalim, pentru el era ceva foarte complicat să stăpânească Ierusalimul în perioada Paștelui. Veneau mii de oameni din toată țara, din alte țări. Era o mare viermuială în tot orașul. Revoltele mocneau, se întâmpla mereu ceva. Pentru el era un coșmar Paștele evreiesc. Acum apare și Iisus, tulburare și mai mare, și pentru a se așterne liniștea în oraș, pentru a evita orice conflict public, preferă să-l dea pe mâna evreilor, adică le satisface autorităților această solicitare de răstignire a lui Iisus, care, firește, trece prin niște suplicii anterioare, este biciuit cu un bici special, cu bucăți de metal în el, deci e sfârtecat, practic, de biciuire înainte, își poartă cu greu lemnul orizontal al crucii până la locul supliciului, unde este răstignit. La răstignire asistă câțiva dintre apostoli, mai de departe sunt prezente femeile foarte fidele, femeile mironosițe. Cert este că răstignirea are loc vineri seara, este pus într-un mormânt. Și alături de... alături de el mai sunt răstigniții doi oameni, care, firește, nu avem cazierul lor, dar e clar că făcuseră ceva foarte grav de vreme ce au fost condamnați. Este mormântat vineri seara după ce se verifică moartea lui prin străpungerea cu o suliță până în inimă, ca să fie siguri respectivii. Nu era voie să dai jos pe cineva care nu murise de pe cruce. Și este înmormântat într-un mormânt nou, în care nu mai fusese nimeni înmormântat, donat cumva de Iosif, un bărbat foarte drept, onest și credincios, care credea în Iisus și care îl pune la dispoziție, acest mormânt, pentru el. Și este sigilat cu
cu o stâncă foarte grea, o piatră de mormânt trasă de mai mulți soldați, se pune și pază la mormânt, pentru că autoritățile aflaseră de zvonul că Iisus ar fi spus că va învia a treia zi și ca să fie siguri. Piatra foarte mare, piatra, nu? Care se presupune că n-ar fi putut nimeni să dea la o parte. Exact. Dacă... Doar că Iisus trece ziua de vineri, deci ziua de sâmbătă, liniște de plină, sâmbătă, noaptea spre duminică, se întâmplă ceva ce va schimba lumea la față. E vorba de învierea lui Iisus. Nu știu dacă mai avem timp să vorbim despre asta. Cât mai avem, dar, Alina? Așa, ca să ne apreciem puțin timpul. 6 minute, da. Foarte puțin, să vorbim puțin și de activitățile. Dar învierea lui Iisus e clar, schimbă lumea la față. Pentru că dacă Iisus n-ar fi înviat, ne spune Sfântul Pavel, absolut inutilă ar fi credința noastră. Ar fi fost un simplu profet, ca și alții, un om care a murit, care i-a învățat pe oameni lucruri bune și cam atât. Dar faptul că Iisus a înviat arată dumnezeirea Lui. Iar învierea Lui este incontestabilă. Sute de martori oculari care L-au văzut de-a lungul celor 40 de zile cât a mai stat pe pământ. Apostolii, schimbarea apostolilor care devin din niște pescari analfabeți în niște misionari care aprind flacăra credinței într-un imperiu militarizat precum Imperiul Roman. Toate lucrurile astea ne pun pe gânduri. Revenind la problematica social-filantropică a bisericii. M-ați captivat, doar o secundă, domnule Vasile Bănescu, m-ați captivat pentru că nimeni, până acum, eu n-am mai auzit într-o altă emisiune și mă bucur că se întâmplă aici, să povestească pe scurt și așa, nu chiar ușor pe scurt, de înțeles, din păcate. Toate aceste elemente esențiale pe care noi trebuie să le cunoaștem neapărat cu toții. Da. Revenind acum, mă gândeam și vreau să vorbim puțin despre războiul din Ucraina, care a adus și în România foarte mulți refugiați. Ce mi-a plăcut în toată documentarea pe care am făcut-o, să constat, să sesizez câți bani și câte activități, câte acțiuni a întreprins Biserica Ortodoxă Română. A trecut mai mult de o lună de zile de la începerea acestui război. În această perioadă, Biserica Ortodoxă Română a oferit ajutoare felurite, de la mâncare neperisabilă până la haine, obiecte de igienă și așa mai departe, în valoare de peste 5 milioane de euro. Aceasta este suma reală cheltuită în această perioadă prin transporturi foarte numeroase organizate și de la București, dar și din alte eparhii. Foarte multe transporturi au mers la Chișinău, de unde au plecat mai departe, dar și direct în Ucraina. E firesc, e un gest normal de solidaritate cu niște oameni disperați care și-au pierdut casele, care și-au pierdut capii de familie, mă refer la bărbații care au rămas să lupte acolo. E vorba de femei, bătrâni, copii, care unii au ajuns în țară la noi. E vorba de cazarea lor. E vorba de deschiderea unor mănăstiri care i-au primit, i-au cazat, i-au hrănit. Putem vorbi despre asta, dar pe scurt e vorba de un gest firesc de solidarizare și de un gest prin excelență creștinesc. Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să întinzi mâna mâinii care se întinde să-și ceară ție ceva. E normal să oferim un ajutor oricărui om se află în suferință. Este impresionant, în primul rând, că s-au implicat foarte mulți voluntari din partea bisericii, foarte mulți preoți. Da, faptul că au venit în sprijin oameni care, în colaborare cu biserica, s-au implicat în toate activitățile pe care le derulați. Inclusiv am citit și mi-a plăcut foarte mult o campanie, Donează sânge, salvează o viață. E o campanie veche care datează de câțiva ani de zile. Am văzut, da. Donează sânge pentru Ucraina, de asemenea, o acum, campanie special, în cadrul acestei mari campanii. Noi avem câteva cartoane, nu știu dacă mai au timp colegii mei să le pună, dar într-adevăr și Patriarhia Română a trimis foarte multe, uite, dau un exemplu, a trimis la Kiev 15 tone de ajutoare umanitare în valoare, spre exemplu, la un moment dat, de 180.000 de lei, constând în alimente, acum de Paști, alimente, inclusiv cozonaj de Paști, produse de igienă și de necesitate. Foarte multe, foarte multe lucruri. Avem câteva cartoane pe care îmi doresc să le pună colegii. Dar, pe de altă parte, este clar.
Nu o face doar acum cu privire, deci Biserica Ortodoxă Română se implică doar acum cu ocazia aceasta. Nu doar acum, dar la răscruci dramatică în care ne găsim. Suferință o enormă. Face dintotdeauna și asta mi-a plăcut că s-a implicat și vă implicați și iar dumneavoastră sunteți interfața Bisericii Ortodoxe Române, îmi place să spun asta, în ajutorarea oamenilor prin diferitele activități pe care, așa cum am spus, fie că vizează latura socială, educațională, culturală. Găsiți, oricum m-ați surprins când am aflat că aveți câte 800 de departamente care da, se numesc. La nivel de patriarhie, deci la nivel de țară, Biserica Ortodoxă Română are, cred că 814, că nu vreau să mă înșel, dar peste 800 de structuri de social-filantropice. Da, da, da. Ne apropiem de final. Cred că mai avem 2-3 minute, dacă colegii mei mă ajută, ar fi minunat. Să tragem o concluzie cu privire la semnificația acestei zile, de asemenea ceea ce urmează și să ne luăm la revedere de la telespectatori cu un mesaj pe care dumneavoastră da. Îl puteți în primul rând, într-un minut și jumătate. Îndemnul meu este să, în calitatea noastră de creștini, tocmai pentru a ne putea bucura de sărbători, oricare ar fi ele, dar acum de flori, să citim sursele, să citim textele care vorbesc despre eveniment. Sunt texte istorice, textele evanghelilor, putem citi relatări ale evenimentului pe care l-am sărbătorit astăzi. Dincolo de asta, simbolismul este intrarea lui Iisus în viața noastră. Așa cum Iisus intră în Ierusalim ca adevărat Mesia, ca real Mesia, ca real Fiul al lui Dumnezeu, la fel să-L lăsăm să intre și în Ierusalimul inimii noastre, pentru că spune tot El, iată stau la ușă și bat, cine îmi va deschide, voi intra la El și voi cina cu El. Asta arată că Dumnezeu nu dă buzna în viața noastră, nu ne constrânge cu nimic, bate discret la ușă. Important e să avem urechi de auzit, să auzim această bătaie lină în ușa inimii noastre și să-L lăsăm să intre. Să avem curajul să credem în El. Vă mulțumesc așa de mult, foarte mult, domnule Vasile Bănescu, pentru că ați fost astăzi în emisiunea noastră într-o zi atât de importantă și ne-ați învățat, aș putea să spun, lucruri pe care poate nu le cunoșteam cu toții. Pe de altă parte, vreau să vă doresc sărbători fericite, că vor urma, sau Paște fericit. Am o remarcă. Corect se spune Paști, nu? Nu Paște fericit. Ambele variante sunt o procedură pe care o sesizez în spațiu public. Ambele variante sunt corecte. Se vorbește da? De Paștile evreiești și Paștele creștin. Dar înțeles. Ambele variante deci sunt acceptabile. Da, vă mulțumesc. A fost, cred, printre puținele emisiuni când eu am vorbit extrem de puțin, că de fermă mai telespectatorii mai spun că intru peste invitați, dar aici chiar a fost nevoie să vorbiți dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc, foarte mult. Sărbători pline de lumină și bucurie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Aceasta a fost tema emisiunii pentru astăzi. În concluzie, în perioada postului învierii Domnului și nu numai, cu toții trebuie să fim mai buni și mai solidari cu cei care trec prin clipe grele. Vă doresc ca Duminica de Flori să vă aducă liniște în suflet, armonie în viață și multă iubire. Și încă o dată vreau să spun și eu la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Vreau să-i spun și mamei mele la mulți ani, pentru că este o viorea foarte frumoasă și de asemenea, unui om foarte frumos pe care eu îl iubesc și mă refer la doamna Brândușa Ștefănescu, este profesor universitar, doctor din lumea justiției, este adevărat, și ca ea, mulți alții pe care eu îi cunosc și, bineînțeles, le doresc tuturor numai bine și să aveți sărbători frumoase. O seară frumoasă vă doresc în continuare. Vă mulțumesc și ne vedem săptămâna viitoare într-o nouă ediție. La revedere! O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu Asociația Maurer for You.